deja cu jocuri gratis. Începem cu Might and Right Speed. Tot ce trebuie să faceți este să intrați pe acest link, care o să fie în descriere, să dați like la aceste 3 pagini, follow la aceste 3 conturi de Twitter și să vă băgați e-mail-ul aici cum vreți voi. Nu trebuie să bifați această chestie decât dacă nu vreți să mai aflați despre alte giveaway-uri. Dați enter și o să primiți e-mail-ul cât de curând. Următoarele jocuri, Particula, Dead Beach și Overcast. Sunt jocuri ok, se vede prețurile inițiale aici dacă e în euro la minim montat așa mult de poate așa mult cum e. Dați buy now. Bineînțeles, o să trebuie să fiți logați, să faceți un afond, din păcate, pare rău, n-aveți cum să treceți. După ce să dați buy now, trebuie să dați, să bifați o chestie sau să alegeți buy with gems, opțiunea care te lasă să cumperi jocurile fără să plătești vreun eurocent, nimic ca și gen lei moca. Și tot ce trebuie să faceți, trebuie să faceți un afond și să intrați pe link. Atât. Trei jocuri moca. Aici. Următorul este Relic Hunter Zero. Zero? Mă rog. Este un joc destul de ok, sincer. Față de cealaltă, nu știu, e chiar multiplayer asta, deci poate vă place. Aici e simplu, la fel, trebuie să faceți un acont. Se mai complică un pic chestia asta când dați ADD, trebuie să dați checkout. Și după ce intrați aici, trebuie să fiți neapărat logați și mai dați încă dată checkout. Înțeles, mă trimite automat aici pentru că nu sunt logat. Și după chestia asta o să primiți la fel codul pe e-mail. Până acum toate jocurile sunt de Steam și codurile sunt numai pentru Steam. La fel, aici trebuie să faceți un acont. Dați Jedi for free și e ca și al vostru joc, adică easy peasy, same shit. Și este un joc destul de drăguț, care arată bine, strategy RTS. Am uitat să zic că gen, aici aveți un RTS, Dead Beats este o chestie mai ciudată, Overcast un fel de Outlast, cred că, nu știu ceva. Și PD este un fel de platformă, nu știu ce, mai tiny detail, mă rog. Știam că se numește numai PD. Bun, a cincea chestie, sau nu știu a câtele joc este asta. Intrați pe pagina asta, o să aveți înregistrare aici, dați la New User, faceți un acont, bine, nu-i părere cine știu ce o să fie chestia asta, să dați pe Red Square, care e foarte simplă, dacă dați pe lângă, nu vă puteți loga. Vă faceți chestia asta, nu bifați noutățile decât dacă nu vreți să știți, și după aia vă logați cu acontul. Dați, scrie drept aici la profile închis, o să aveți jos de tot 3 key-uri de Steam pentru jocurile astea. Inclive este un joc bun, de restul nu știu ce să zic, dar Inclive chiar îmi place, Inclive, ca așa se numește. Și puteți da Jet Your Thinking. Atenție, dacă nu puteți în ziua respectivă, încercați a doua zi, pentru că site-ul primește key daily și sunt awesome. Adică daily și pe oră, super. Bun, următorul și ultimul joc, Rainbow Six Siege Closed Beta. Atenție, nu primești jocul permanent, doar un beta game. Ok? Ok. Dați Jet Your Kit Code, dați aici, băgați data, nu știu, am 18 ani, puteți să-mi băgați o vârstă de gen din 77 ceva de genul ăsta, mie mi-a mers oricum. Și dați la agree, bifați chestia asta, continue. Vă băgați datele, nu știu ce date vreți voi, e-mail-uri de două ori, atenție aici. Nu trebuie să bifați asta decât dacă nu vreți voi. Și de după aia dați redeem. Redeem, bineînțeles, o să vă primească codul pe e-mail sau Gmail. După aia reveniți pe această pagină, o să aveți link în descriere. Dați la acces code. Și bifați PC, Xbox One sau PlayStation, depinde ce jucați voi. Dați next și după aceea o să vă pună să dați redeem la jocul respectiv. Bine, mai întâi trebuie să vă locați cu contul de Uplay, ceea ce nu e greu. O groază de conturi de făcut, dar și multe jocuri care puteți să le primiți foarte, foarte, foarte simplu. Rainbow Six încă o chestie care vreau să mai zic. Closed Beta o să înceapă pe 24 septembrie. Toate detaliile aveți la OQ, dacă vreți să citeți în engleză, nu-i mare brânză, chiar este ok. Scrie și în ce regiune va fi, dacă nu trăiți, de exemplu, nu trăiți în România, dar na, vorbiți română și uitați la videoclipuri, să zicem. Aveți mai multe detalii despre țările care pot joace. Unele care sunt, n-am auzit de ele, deci sau de catoare vă să fie pe acolo, dacă sunteți din Germania, nu știu, Austria, chestii de genul ăsta sau... Până și în China mă îndoie să fie ceva, dar în Europa mare parte o să fie și în Australia și în America. Până pe atunci, nu știu, sper că v-a făcut această ediție de joc gratis. A, am uitat o chestie. Ultima chestie care am uitat să o pun, bineînțeles, de ce să nu uit. Un joc care nu l-am pus, dar poate tot să îl obțin. Nu e pe Steam, toate jocurile de până acum au fost pe Steam, în afară de beta-ul la Tom, Casey, Rainbow Six. Și se numește pur și simplu Zuma. Toată lumea cred că știe Zuma, dacă a jucat-o, nu știu. Abar nu.
chestie mică, e pentru o perioadă limitată la fel în timpul, trebuie să ieși atent dacă vrei să joci, recomand pe oricine, dacă ai ce face, poate îți place. Tot ce trebuie să faci este să faci un acont, dai download now și să dai check după, nu trebuie neapărat să downloadezi jocul în calculator, dar să ai origin sau să vei da download, ca să se bage în data de bază, data de bază? Baza de date, așa, la contul tău. Oricum, până atunci, data viitoare, salut!